Discutăm cu liderul Partidului Mișcarea Populară, Eugen Tomac. Intrăm direct în subiect. De ce au eșuat negocierile cu Forța Civică a lui Mihai Răzvan Ungureanu? Noi ne-am dorit, sincer și deschis, ca Partidul Mișcarea Populară și Forța Civică să dea un nou impuls pe dreapta și atunci, înainte chiar de a ne înregistra, am și început discuțiile și negocierile cu domnul Mihai Răzvan Ungureanu. Din rațiuni mai mult tehnice și nu numai, poate, n-am reușit să ducem la bun sfârșit acest obiectiv. Pentru noi, o fuziune între PMP și FC ar fi reprezentat un semnal extrem de clar că suntem pregătiți pentru a da un nou impuls pe dreapta. De ce fuziune și nu alianță? Suntem un partid tânăr, cel mai tânăr partid al României. Pentru noi a fost extrem de important să dăm semnalul că suntem pregătiți să construim o echipă care să le recâștige încrederea românilor. Să faci un partid și peste două zile să o transformi în alianță era mult prea mult. Sigur că până la urmă, alegerile europarlamentare sunt un test extrem de important și pentru noi și pentru celelalte partide, pentru că, de exemplu, domnul Mihai Răzvan Ungureanu este candidatul asumat deja al Forței Civice pentru alegerile prezidențiale și este și cap de listă la Forța Civică. Rămâne de văzut exact cât poate obține FC-ul, pentru că, până la urmă, dacă obiectivul final este acela de a merge împreună la prezidențiale, e important să știm exact fiecare partid cât reușește să mobilizeze din electoratul de dreapta. N-aș spune că au fost probleme doar tehnice, pentru că domnul Ungureanu spunea de curând că mai multe partide, dintre care și PMP, au dorit fuziunea prin absorpție, ceea ce era o invitație la viol politic în opinia domniei sale. Replica doamnei Udrea a fost că unificarea nu s-a putut face din cauza orgoliilor unora ca MRU. Sublinez încă o dată, noi am fost extrem de deschiși, am avut și câteva acțiuni comune, chiar am mers până într-acolo încât stabiliserăm un calendar pentru fuziune. La un moment dat... Și ce s-a întâmplat? Domnul Ungureanu a ales să meargă singur la alegerile europarlamentare. Asta nu era clar și înainte de a începe negocierile? Nu. Ceva s-a întâmplat, dar cred că nu doriți dumneavoastră să spuneți. Nu, ține strict de opțiunile FC-ului. Noi am fost deschiși până în ultima clipă pentru a merge pe această formulă pe care o discutaseră. După ce s-a înregistrat PMP-ul, abordarea domnului Mihai Răzvan Ungureanu a fost alta și până la urmă avem acest test electoral și e important pentru fiecare partid să vadă exact cât poate mobiliza, pentru că obiectivul nostru este să mergem în toamnă cu un candidat pe care să-l voteze toți românii de dreapta și cetățenii dezamăgiți și speriați de PSD. Discutăm și despre candidatul la prezidențiale, până atunci despre unificarea dreptei vorbim. Și președintele PDL, Vasile Blaga, spunea aici la Hot News că vede refacerea alianței DA după prezidențiale și chiar o fuziune, că tot vorbim de fuziuni, după alegerile din 2016, fuziune cu PNL. Deci unificarea dreptei o vede domnul Blaga în jurul acestei construcții. Vedeți PMP-ul alăturându-se unui astfel de proiect? PMP-ul are o linie politică foarte bine conturată și anume, din clipa în care ne-am creat, ne-am asumat acest parteneriat cu președintele Traian Băsescu. Pentru că în PDL, și o spun din proprie experiență, s-au creat prea multe curente care pur și simplu au făcut în ultimii ani carieră, mergând pe acest discurs împotriva președintelui. Mai mult sau mai puțin nuanțat.
Nu despre asta vreau să vorbesc. Ceea ce este important pentru noi și suntem conștienți de acest lucru, tocmai de aceea am și început anul trecut discuțiile cu Forța Civică, că Dreapta Unită, fără președintele Traian Băsescu, nu îl poate învinge pe Victor Ponta la legile prezidențiale din toamnă. Ce înseamnă Dreapta Unită fără președintele Traian Băsescu? Cred că Dreapta Unită în momentul de față, după alegerile europarlamentare, înseamnă ca Forța Civică, PDL-ul, PMP-ul să susțină candidatul cu cele mai multe șanse pentru alegerile prezidențiale. Atunci va fi un test extrem de important dacă liderii politici de dreapta pun deasupra interesului de partid interesul național, pentru că interesul pentru următorii ani, pentru România, este să facem tot ce ne stă în putință pentru a evita un dezastru, pentru că consecințele pot fi greu de estimat acum, dar din ceea ce face PSD-ul până la această oră ne putem da seama cam cât valorează sau ce preț pun pe încrederea acordată de români Ponta și echipa sa. Au mers în alegeri împreună cu PNL-ul, au utilizat PNL-ul cât au avut nevoie, l-au executat, i-au trimis la plimbare. Astăzi PNL-ul încearcă să adopte un alt discurs, de ca și cum n-ar fi fost până acum câteva zile braț la braț cu Ponta zi de zi. Deci lucrurile acestea trebuie să limpezite și privite prin prisma interesului național. Și când spun interesul național, mă refer chiar la viitorii 5 ani de după Traian Băsescu. Tot n-ați răspuns la întrebarea legată de proiectul domnului Blaga de a reface alianța DA. Cum vedeți intenția asta? Legitimă sau nu? Este strict opinia domnului Blaga față de cum vede viitorul PDL-ului. Eu ce pot să vă spun ca om care am fost în PDL? Că pedeliștii sunt niște oameni extrem de implicați și atașați de valorile democratice și mai știu un lucru extrem de important. Foarte mulți dintre ei cred în continuare în președintele Traian Băsescu și eu cred că Dreapta Unită este cea pe care o vedem noi împreună cu președintele Traian Băsescu. Și partidele de dreapta să își lase orgolii deoparte și să susțină după alegerile europarlamentare, candidatul cu cele mai multe șanse. Să nu uităm cum a intrat dreapta în alegerile din 2004. A intrat cu domnul Teodor Stoloșan și în luna octombrie, deci cu câteva zile înainte de a începe campania prezidențială, președintele Traian Băsescu și-a asumat rolul de candidat și l-a și învins pe Adrian Năstase, care părea de neînvins atunci. Dacă primul test este stabilirea unui candidat unic la președinție, domnule Toma, cum va fi ales candidatul PMP? Că presupun că și PMP va dori să aibă un candidat la președinție. Cred că aspiră la asta. Suntem un partid nou, avem o echipă extrem de dinamică și bine pregătită pentru a face o opoziție totală față de PSD. Ceea ce este important pentru noi în momentul de față este să consolidăm proiectul nostru politic și sunt convins că dacă atunci când va veni momentul vom avea candidatul cu cele mai mari șanse pentru a-l bate pe Victor Ponta în turul 2 al alegerilor prezidențiale, ne vom bate ca în interiorul discuțiilor pe care le vom declanșa cu partidele de dreapta să susținem și soluția, să ne batem și pentru soluția PMP. Până atunci însă avem acest obiectiv extrem de important, să obținem un scor foarte bun la europarlamentar, să ne continuăm construcția și consolidarea Partidului Mișcarea Populară și sigur că când va veni momentul potrivit, dacă vom considera că candidatul pe care va miza Mișcarea Populară este cel mai bun, ne vom bate cu argumentele pe masă.
Nu știți? Cu 6 luni înainte de prezidențiale, 6-7 luni, eu V-am dat exemplu cu 2004. Cam târziu totuși. V-am dat exemplu cu 2004, când în luna octombrie președintele Traian Băsescu și-a anunțat oficial intrarea în cursă. Dar Alianța deci avea un candidat de luni de zile. Bun, și românii știu cam care sunt partidele democratice cu care împărtășesc valorile de centru-dreapta. Nu e o noutate. Cum veți stabili candidatul ăsta unic? Prin sondaj? Îl vor alege membrii de partid? Sau va fi decis într-un grup restrâns de către liderii celor 1, 2, 3, 4 partide de dreapta cât or fi? E foarte important să știm. Mijloacele noastre sunt cât se poate de democratice, chiar le avem prevăzute în statut, deci toți membrii partidului nostru votează candidatul pe care PMP îl susține în campania. Deci prin votul membrilor? Prin votul tuturor membrilor. Fie că este membru al partidului, fie că nu este membru. Păi și știu membrii de partid că auzim mai multe teorii. O teorie care spune că nu contează să fii foarte sus în sondaje, ci contează ce posibilități de creștere ai. Asta e o teorie. Altă teorie spune, domnule, merge candidatul care stă cel mai bine în sondaje. Asta e a doua teorie. A treia teorie, păi domne, să-l alegem pe candidatul dorit de liderii celor 3, 4, 5 partide, ceea ce vă dați seama că o să fie imposibil. Deci, nu, vedeți că vă împiedicați în tehnicalități. M-ați întrebat în situație, nu, m-ați întrebat pe cine va susține PMP. Și candidatul PMP am înțeles, va fi alegeți prin vot. Exact. Nu ați ales prin vot nici candidații la europarlamentare. Deci am ales prin vot. Nu l-ați ales am prin avut vot. Da. Dacă doriți, intrăm în detalii, dar nu vă avantajează discuția asta. Deci am avut un proces intern de selecție a candidaților. Care n-a fost respectat în final, ci au fost mutați cu mânuța pe un loc mai sus sau mai jos. Domnul Funeriu, domnul Baconschi, etc. N-aș intra în detalii foarte mult, păi, dar vreau să vă spun că, a fost un proces inter. Cât se poate de democratic și acceptat. De altfel, procedurile nu le-am creat noi partidul, le-a creat Fundația Mișcarea Populară. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că lucrurile s-au desfășurat cât se poate de corect, respectând statutul PMP. Ceea ce vreau să... Nu chiar până la capăt. În această etapă, respectând statutul PMP, până la Congres, decizia o ia acest comitet care există, dar consultând toți membrii partidului. Au participat peste 18.000 de membri la acest proces. Bun, candidatul unic, cum îl veți stabili? Că, iarăși, tehnicalitatea e importantă. Cum să fie el stabilit? E o întrebare de bază. Am spus mai devreme foarte clar, în cazul în care vom merge și sunt convins că Adina spunea nostru... că e important candidatul unic. A spus, domnule, testul cel mai important pentru dreapta e să susțină un candidat unic. Și eu vă întreb simplu, cum să fie el desemnat? Prin negocieri. Vom discuta cu celelalte partide și vom lua decizia cea mai înțeleaptă astfel încât candidatul pe care îl va propune unul dintre partide să aibă cele mai mari șanse pentru a obține din majoritatea încrederii românilor în această competiție. Deci lucrurile sunt foarte clare. Deci nu vom sta și vom dezbate în studiouri. Aceste decizii se asumă politic și se discută deschis. Prin negocieri între liderii celor 3-4 partide de dreapta? Vom găsi o formulă atunci pe care o vom agrea împreună, în cazul în care vor exista. Poate ar trebui să stabiliți formula întâi, după aia să stabiliți că doriți să aveți un candidat unic. Că poate nu vă înțelegeți nici pe formulă și atunci nici la candidat nu mai ajungeți. Domnul Tapalagă, pentru noi este foarte important să obținem un scor foarte bun la alegerile europarlamentare și suntem pregătiți pentru această competiție. Este foarte important ca după alegerile europarlamentare să putem discuta deschis cu cei care vor într-adevăr ca România din decembrie 2014 să fie condusă mai departe de un președinte de dreapta, exact pe criterii pe care le-am menționat mai devreme, un om care să înțeleagă profund valorile democratice, să respecte, să aibă în sânge acest respect față de statul de drept, față de independența justiției, să aibă o viziune despre România și nu să se ascundă în spatele
intereselor dictate de baroni. Asta este, asta trebuie să fie viitorul președinte al României. Și vom discuta după europarlamentare pe cine mizăm cel mai mult, pentru că avem nevoie de un om politic curajos care să se bage în această luptă extrem de importantă pentru viitorii 10 ani ai României. Pe cine va miza cel mai mult și președintele Traian Băsescu, întrebat astăzi într-un interviu la Adevărul, dacă într-un portret robot desenat de domnia sa s-ar înscrie Daniel Morar, fostul șef al DNA-ului, Traian Băsescu a spus că se încadrează. Dumneavoastră îl vedeți potențial candidat al Dreptei pe Daniel Morar? Este persoană care a făcut performanță în domeniul pe care l-a gestionat, deci din punctul ăsta de vedere sigur că este un om pe care sunt convins că românii l-ar privi cu multă simpatie, dar ceea ce cred eu și o spun ca om politic de această dată, cred că în această bătălie politică pentru președinția României este extrem de important să ai experiență politică. Deci să fie și politician vă spun, venit vă dintr-un partid. Din proprie experiență. Uitați-vă la Republica Moldova. Președintele Republicii Moldova este fostul președinte al Curții Supreme, dacă nu mă înșel. Deci un magistrat de excepție, dar să știți că se observă faptul că nu are suficientă experiență politică în a negocia și a discuta cu partidele. Deci e un lucru extrem de important și o spun strict din experiență politică, pentru că partidele, cu ele trebuie să negociezi și formarea guvernului și formarea majorităților și așa mai departe. Deci este foarte importantă și această latură pe care nu o exclud. Pentru un candidat la președinție trebuie să aibă experiență politică. Zilele trecute, vicepreședintele PMP, domnul Baconschi, spunea într-o conferință de presă la Târgoviște că Elena Udrea este posibil candidat la președinție, din partea PMP, evident, precizând ce spuneți și dumneavoastră, că va fi desemnat în urma sondajelor. Dumneavoastră n-a spus asta, domnul Baconschi a spus că va fi desemnat în urma sondajelor, deci iată că avem mai multe păreri și nu o soluție. Noi am spus exact modul prin care membrii PMP vor desemna candidatul nostru la prezidențiale. Domnul Baconschi n-a aflat încă asta, el se referă la sondaje aici. S-a referit la sondaje spunând că e un criteriu pe care nu poți să-l neglijezi atunci când intră. Și e un criteriu important și rezultatul de la europarlamentare. Este extrem de important, pentru că dacă un partid nou, cum este PMP-ul, înregistrat în ianuarie, obține un scor foarte bun, putem veni și cu soluția de a susține un candidat membru al Partidului Mișcarea Populară. Dar sublinez încă o dată, la prezidențiale, sublinez încă o dată, obiectivul nostru principal este să consolidăm partidul, să obținem un scor foarte bun la alegerile europarlamentare. Atunci vă întreb așa, în caz de rezultat foarte bun, o vedeți pe doamna Udrea, așa cum o vede domnul Baconschi, potențial candidat din partea PMP? Doamna Elena Udrea este unul dintre cei mai curajoși oameni politici din România și a confirmat acest lucru. Numai dacă ne referim la campania internă din PDL, unde a obținut un scor foarte bun. A fost un ministru foarte bun, este un politician extrem de puternic și odată cu venirea domniei sale în PMP, să știți că au venit foarte mulți oameni care n-au făcut politică. N-aș vrea să-i amintesc doar pe cei care au venit împreună cu doamna Elena Udrea, ceea ce e un semnal destul de bun când oamenii te urmează atunci când pleci la drum într-o nouă construcție. Deci partidul a crescut după venirea doamnei Udrea în partid. Da, e un lucru pe care îl spunem cât se poate de deschis, pentru că asta este realitate. Este mult mai vizibil. Domnia sa fiind extrem de cunoscută, cu o notoritate foarte puternică,
și extrem de prezentă pe scena publică de foarte mulți ani, reușește mult mai rapid să transmită mesajele, vă spun din proprie experiență. Inițial, când organizam conferințele la sediul partidului nostru, sigur că reușeam să transmitem parte din mesaj. De când a venit doamna Elena Udrea, mesajele PMP pătrund mult mai rapid. E un lucru foarte bun, e un câștig enorm pentru partid. Vom decide după alegerile europarlamentare dacă și doamna Udrea va dori să intre în această competiție. Nu am discutat acest subiect cu dumneai, dacă vrea să intre, dacă nu vrea să intre în competiție. Ceea ce este important pentru noi în momentul de față este să reușim să ne înființăm structuri în toată țara, pentru că în momentul de față, cam 80% din localitățile României am reușit să pătrundem, să putem intra în alegerile europarlamentare pregătiți de prima victorie a Partidului Mișcarea Populară. Nu cumva partidul a crescut pe seama implicării mult mai abrupte a președintelui Traian Băsescu în susținerea Mișcării Populare? De ce tocmai pe seama Elenei Udrea? De unde știți, cum așezați dumneavoastră creșterea partidului pe seama Elenei Udrea și nu pe seama implicării președintelui? Nu, domnul Tapalag, eu desfășor activitatea în preajma președintelui de aproape 10 ani de zile. Din ziua în care am anunțat că înființăm Partidul Mișcarea Populară, am participat la foarte multe evenimente împreună cu domnul președinte Traian Băsescu. Și președintele a transmis de multe ori mesajul că se va întoarce în fundație, se va implica în construcția partidului și partidul a urcat până la un anumit prag. Odată cu venirea doamnei Udrea și a celorlalți colegi deputați și oameni cu experiență politică sau fără experiență politică, partidul a prins o nouă dinamică și acest lucru nu îl poate contesta nimeni. E o realitate care face parte din viața PMP. Da, e o realitate și faptul că extrem de mulți susținători ai dreptei sau votanți de dreapta o critică. Vedem asta pe bloguri în timpul discuției online și din partea multor comentatori de dreapta nu are susținere. Vor decide românii la alegerile europarlamentare cam de cât susținători se bucură Partidul Mișcarea Populară. În ceea ce o privește pe doamna Elena Udrea, eu o cunosc de foarte mult timp. Este un politician care își asumă tot ceea ce spune și face. Cred că e mult mai cinstit decât să te prefaci cum se preface Ponta. La guvern este premier, în parlament este deputat, acasă este soțul doamnei europarlamentar Daciana Sârbu, la senat este ginerile domnului Sârbu. Deci e un om care și-a asumat și e mult mai cinstit să-ți asumi un statut în politică decât să te prefaci. Dar ce înseamnă asta că este... și-a asumat, că nu e foarte clar? Și-a asumat și pozițiile pe care le are și modul de a face politică altfel, exact așa cum face Elena Udrea și nu este, cum să vă spun, atât timp cât este un om care respectă echipa din care face parte, muncește enorm. Nu văd care sunt motivele pentru care trebuie să avem anumite temeri. Lucrurile sunt foarte clare pentru PMP. În etapa actuală suntem pe o linie foarte bună și din punctul ăsta de vedere eu nu sunt extrem de mulțumit. Echipa este solidă și motivată să ducem mai departe această construcție. Când spuneți că faceți politică altfel, apar critici din partea adversarilor și nu numai, care spun faceți politică altfel cu oameni ca Marina Anton, care s-a poziționat împotriva președintelui Traian Băsescu în 2012 și e un vechi politician trecut prin mai multe partide. În 2012, dacă îmi puteți da un exemplu, că nu mi-aduc aminte.
La ce vă referiți în 2012? Domnul Blaga, într-un interviu aici, spunea că a votat împotriva președintelui la suspendare. Domnul Anton a fost parlamentar în mandatul trecut. Sau că a acționat la suspendare împotriva președintelui Traian Băsescu. Nu cunosc aceste, dar mi-a dat acest exemplu, am discutat cu domnul Anton, nu a fost parlamentar, am fost colegi în guvernul Boc cu dumnealui când da, era liberal. În PDL. În PDL, venit de la PNL, nu? Sau în PDL s-a Nu, domnia s-a venit în politică împreună cu domnul Teodor Stolojan. Bun. Deci, de ce altfel când aveți un membru de partid condamnat cu suspendare, primarul de Târgoviște? Nu este membru de partid. Nu e membru de partid? Nu este membru de partid. E doar susținător al Mișcării Populare sau membru primarul fundației. Târgoviște e simpatizant al Fundației Mișcarea Populară. Deci nu este, deci, nu l-ați primit în partid. Nu este membru în partid pentru că a fost ales în calitate de membru al PDL. Și astăzi v-aș întreba eu, de ce altfel când Florin Popescu, care e în Mișcarea Populară și l-am văzut participând la dezbateri ca vector al Mișcării Populare, da. Înțeleg din informații neconfirmate încă oficial că este invitat la DNA pentru audieri, într-un dosar. Da, e o informație care o aflu acum și eu. Nu cunosc motivul pentru care a fost invitat, ceea ce este foarte important și vreau să subliniez cât se poate de clar, că orice membru, indiferent de poziția pe care o ocupă în partidul nostru, trebuie să răspundă în fața justiției atunci când este chemat. Nu știu, domnia sa va da toate clarificările necesare. Nu cunosc mai multe amănunte, deci n-aș putea să vă dau, pentru că am aflat și eu acum câteva clipe. Care e standardul stabilit în statutul dumneavoastră pentru eliminarea din partida unui membru care are probleme în justiție? La cercetarea penală, la trimiterea în judecată sau la condamnare? În orice stat democratic, totuși, păstrăm prezumția de nevinovăție. Ar fi prea mult să punem într-o situație delicată un om care poate a greșit sau fără rea credință și așa mai departe. Deci sunt situații și situații. Sigur că n-ai, deci o condamnare, când ai o condamnare, automat nu mai ești membru al partidului. La prima condamnare, prin urmare, absolut, va fi exclus. Categoric, orice membru. Orice membru. Și domnul Popescu, domnului Popescu îi se va aplica aceeași regulă. La prima condamnare, dacă se ajunge acolo, evident, s-ar aplica excluderea. Sublinez, în statut lucrurile acestea sunt prevăzute foarte clar, din punctul ăsta de vedere nu există, dar sunt convins că domnul Florin Popescu va da clarificări necesare pe această chestiune. Emil Boc vine până la urmă în Mișcarea Populară, în partid mă refer, sau rămâne în PDL? Domnul premier Emil Boc este membru al Fundației Mișcarea Populară, este un om politic pe care oricum l-ai privit, nu-l poți desprinde de președintele Traian Băsescu, pentru că președintele Traian Băsescu împreună cu domnul prim-ministru Emil Boc și-au asumat să treacă țara printr-o perioadă extrem de dificilă prin care trecea toată Europa, prin criză. Eu mă bucur că domnul Emil Boc este printre puținii politicieni de dreapta care au salutat înființarea Mișcării Populare și un lucru extrem de important, este un om politic valoros pe care îl respect enorm, am lucrat direct cu domnia sa, știu ce viziune are despre România, cum, deci din punctul ăsta de vedere, uitându-mă la ce se întâmplă astăzi în guvern, e o diferență uluitoare față de modul cum înțelege să facă Emil Boc politică pentru români. Întrebarea era dacă îl vedeți în partidul, dacă vine în partidul Mișcarea Populară. Haideți să mă întrebați, pentru cine va trage la europarlamentare? Pentru PDL sau pentru PMP? Simplu. Acest lucru îl puteți întreba pe domnul prim-ministru Emil Boc. Da, vă întreba pe noi, dumneavoastră, ne sunteți președintele partidului și presupun că știți dacă puteți conta. Noi avem o organizație la Cluj,
formată din oameni cu experiență și cred că 80% din membri sunt oameni care sunt la prima opțiune politică, este strict decizia domnului premier Emil Boc ce va recomanda cetățenilor la alegerile europarlamentare. Deci, dumneavoastră, nu știți acum dacă puteți conta pe Emil Boc la Cluj, e totuși capitala Ardealului, sau cel mai important oraș. Pentru noi cel mai important lucru este faptul că domnul Emil Boc a salutat proiectul nostru, a participat la mai multe acțiuni ale Fundației Mișcarea Populară. Dar în campanie nu știm ce va face. Este cel mai important lucru pe care îl pot confirma și de care ne putem bucura. Domnul Blaga, înaintea dumneavoastră, într-un interviu aici, se declara convins că la europarlamentare va trage pentru PDL. Este strict opinia domniei sale. Pentru noi cel mai important fapt este că îl simțim aproape pe domnul Emil Boc. Îl vedeți pe Traian Băsescu la conducerea Partidului Mișcarea Populară după ce își încheie mandatul? Ceea ce ne face pe noi încrezători și motivați să ducem mai departe această luptă și să construim cu entuziasm Partidul Mișcarea Populară este faptul că îl știm pe președinte aproape. Faptul că participă la acțiunile organizate de Fundația Mișcarea Populară, faptul că ne susține public, transparent, este un lucru extraordinar. Și cred că acest aspect face enorm pentru ca construcția noastră să aibă o fundație solidă și pentru noi președintele Traian Băsescu este un reper. Din punctul ăsta de vedere, nu discutăm despre funcții, cine va prelua. Uitați-vă că în Partidul Mișcarea Populară, în momentul de față, și după ce ne-am înregistrat, și după ce am stabilit să organizăm pe 22 martie un congres, pe care l-ați amânat, am luat decizia cea mai înțeleaptă în interesul partidului, pentru că avem foarte mulți foști miniștri, foști parlamentari, oameni cu experiență politică, dar am mers pe această soluție de a consolida echipa și de a construi acest partid de dreapta, partid nou, care duce mai departe această linie politică promovată de președinte Traian Băsescu. Susținem independența justiției, credem că axa strategică Bruxelles-Washington este cea care trebuie să definească strategia de securitate a României, nu așa cum observăm prin holurile guvernului actual, că au un discurs la Washington când iese Ponta și spune: i-am promis vicepreședintelui Biden că nu voi critica niciodată justiția. Nu așa cum iese în fața președintelui Comisiei Europene și spune: am înțeles, voi respecta toate punctele. Și vii acasă și spui sau că îl susții pe Mazăre, că îl susții pe X, care spune: voi merge la partid și voi spune să facem niște reguli pentru a-i pune la punct pe procurori judecători. Într-un stat democratic, asemenea declarații fac foarte mult rău, pentru că ele produc efecte în afară. Orice investitor, când se uită către România, vede ce spun camerele de comerț, ce spun ambasadele despre un politician sau altul, și citesc foarte puțin, dar sintetizat. Aceste lucruri se regăsesc în aceste analize și asta este cel mai grav lucru. PMP-ul va fi partidul care va lupta pentru atragere de investiții, pentru că ele generează prosperitate, pentru că creează locuri de muncă. Deci, din punctul ăsta de vedere, vom menține aceeași linie pe care președintele a promovat-o în ultimii ani. A început foarte multe lucruri, pe unele le-a pus pe un făgaș funcțional, altele trebuie duse mai departe. Discutăm despre opoziție și acțiunile din opoziție. Concret, ce aveți în vedere în perioada următoare, în materie de mitinguri, moțiuni de cenzură, alte acțiuni eventuale? Am organizat un meeting foarte mare, peste 10.000 de participanți, acum o lună de zile, la București, împotriva
accize introduse abuziv de către Victor Ponta, facem o opoziție activă și hotărâtă împotriva PSD-ului și vom susține orice inițiativă venită din partea opoziției credibilă în Parlament. Suntem 18 parlamentari în momentul de față. Cred că este un lucru important și vom sancționa orice derapaj antidemocratic al acestui guvern. Dacă PNL și PDL decid să depună împreună moțiune, cum deja s-au exprimat în public, o vor semna și parlamentarii PMP? Sublinez, orice inițiativă a opoziției credibilă care are de scop sancționarea acestui guvern incapabil să gestioneze treburile curente, nu mai vorbim de viziune, dezvoltare economică și așa mai departe, pentru că dacă ne uităm numai la pozele de ieri din Teleorman, cum doi habarniști, Ponta și cu Dragnea, s-au urcat într-o bărcuță și erau plimbați pe iazde prin apă de jandarmi. Asta este imaginea care spune totul despre modul cum gândesc acești oameni și cam ce vor și pot să facă pentru România. Deci da, vom susține inclusiv și moțiunea de cenzură. A inițiată de PNL și PDL, pentru că liberalii vorbeau de un ultimatum până la sfârșitul lunii mai, dacă nu mă înșel. Da. Să vedem dacă legat de taxe și impozite, se va mai convoca parlamentul. Iar cei de la PDL spuneau că vor cazul Duicu să fie introdus în moțiunea de cenzură. Vom discuta atunci când vom avea textul și cu PNL-ul și cu ceilalți reprezentanți. Apropo, cât aveți acum în sondaje? În sondajele efectuate de partid la dumneavoastră. Eu văd ce arată toate sondajele, că suntem în jur de 10%, ceea ce e un lucru care ne bucură enorm și ne face să mergem la fel de motivați mai departe. Foarte pe scurt și cu asta încheiem despre Republica Moldova, câteva cuvinte, pentru că sunteți de acolo și vreau să știu dacă vedeți Rusia ocupând Ucraina până jos la gurile Dunării, adică dacă vedeți riscul sau posibilitatea să devenim vecini cu Rusia. Ca istoric, vă pot spune că observăm cum în ultimele secole Rusia a avut aceste tendințe de a anexa state și popoare și sigur a privit cu foarte mult interes către gurile Dunării. Ceea ce se întâmplă acum ne demonstrează foarte clar că această generație de politicieni care conduc astăzi Federația Rusă nu se vor opri doar la Crimeea. Lucru care pe mine personal mă îngrijorează foarte mult, cu atât mai mult cu cât la doar o oră și jumătate de frontiera României, atât faci de în orice punct de trecere a frontierii până la Tiraspol, se află ilegal armata Federației Ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Nu întâmplător, timp de 20 de ani au conservat acest conflict înghețat. Nu mi-este indiferent nici faptul că în Transnistria sute de mii de români sunt supuși unui proces de discriminare uluitor pe care noi nu-l putem înțelege pentru că nu-l cunoaștem. Eu am fost nu odată la Tiraspol și am văzut prin ce dificultăți trec oamenii de acolo. Cred că clasa politică de la București trebuie să fie extrem de atentă la ceea ce se întâmplă în imediata vecinătate a României, pentru că un conflict în regiune, fără să vrem, ne implică și pe noi. Chiar numai dacă ne uităm dincolo de Prut la Basarabia. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt convins că anul 2014 va fi un an extrem de agitat. Sper să nu se ajungă la un război civil în Ucraina. Ați vorbit de Tiraspol. Va lua Transnistria, Rusia, în caz că va coborâ, va dori să coboare către gurile Dunării sau Transnistria e mai degrabă o piatră de moară pentru Moscova, cum sugera astăzi președintele Traian Băsescu într-un interviu? Eu cunosc realitățile din Republica Moldova și din sudul Ucrainei.
pentru că timp de 20 de ani, pe lângă faptul că a creat niște conflicte înghețate, Rusia a dus o luptă extrem de puternică pentru a menține în zona sa de influență din punct de vedere mediatic toată zona. Nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți, dar în Republica Moldova 80% din media este în limba rusă. Deci după prăbușirea URSS, Rusia a avut întotdeauna în strategiile sale preocuparea aceasta permanentă pentru a-i ține pe oameni țintiți cu privirile spre Moscova, oferindu-le doar ca sursă de informație tot ceea ce are, oferind gratuit. Noi nu am fost în stare, din păcate, și o spun cu oarecare regret, pentru că, până la urmă, numai dacă ne uităm la Republica Moldova, 85% din populație este vorbitoare de limba română, că există o problemă de percepție a identității, o altă chestiune. Dar nu suntem în stare să ducem toate posturile de televiziune și radio dincolo, așa cum ar fi fost firesc, și ceea ce este și mai grav, nici cetățenii români nu sunt la curent cu ce se întâmplă în Republica Moldova. Deși există mai multe televiziuni, posturi de radio, care emit doar în limba română în Republica Moldova. Nu există niciunul astăzi prezent pe piața media din România. De altfel, este una dintre activitățile pe care le voi desfășura în perioada următoare. Și ultima chestiune, cât contați pe voturile din Republica Moldova, dumneavoastră, Partidul Mișcarea Populară, cam pe câte procente mai concret contați că vor veni de acolo? Știți, de multe ori se folosește această sintagmă că PSD-ul este urmașul Partidului Comunist. Și cred că exemplul cel mai bun prin care putem demonstra acest lucru, că nu s-au lăsat de metehnele comuniste, este faptul că PSD-ul privește cetățenii români din afara granițelor ca pe o amenințare. Așa îi privea și Partidul Comunist. Eu am cerut Ministerului de Externe să înființeze în Republica Moldova, unde avem câteva sute de mii de cetățeni români, deci oameni cu acte care pot vota, să înființeze minim 50 de secții de vot, deci în toate județele Republicii Moldova, în toate orașele importante, pentru a organiza și o dezbatere necesară, pentru că Republica Moldova se află în prim proces de integrare europeană. Cu toate partidele politice, să meargă toți candidații acolo, să le explice românilor de acolo ce înseamnă Uniunea Europeană. Am fi ajutat enorm în Republica Moldova. S-a făcut că nu înțelege ministrul Corlățean mesajul pe care l-am transmis și importanța acestei oportunități uriașe, cu care sunt absolut convins că și guvernul la Chișinău ar fi fost de acord și am fi avut o participare mult mai mare. Din păcate, doar în patru localități vor fi deschise secții de vot, deci vor fi foarte puțini cetățeni care își vor putea exprima dreptul la vot. Ceea ce sunt convins este faptul că majoritatea vor vota pentru Partidul Mișcarea Populară.